cred. Curaj și mergi mai departe. Mergi mai departe. Lumi paralele. Cine a băgat mâna în bunăstarea ta, în buzunarul tău? Cam știi. Și ți-a și spus unde a fost și ce a făcut. Vai că am fost în Grecia cu fiul meu. Tata are 100 de ani, fiul are 50. Vai că am fost în Grecia. Iarna, unde ai fost? Iarna am fost la Viena. Oh my God. Ce-a trimis spre tine, ai răsturnat. Și acum ai trimis bumerangul în freză de numai. Cu cine rezonează? Fiți atenți. Deci, da? Ce asta înseamnă altceva, dar ok. Acolo. Ce înseamnă asta înseamnă? Bun. O trimitem anonimă. Da? Acum era anonimă, dar să știm și noi. Sau cum? A, trădare! Dar să știm și noi. Okay. Și tu, când ai crezut că ai făcut quantum rap, dar erai, drag, știi pe unde, da? Erai în războiul magic. Și cineva îți băga mâna în buzunar și în locul tău, tu erai pleaznă pe undeva, da? Și vedeai. Asta înseamnă colectiv. Tu ca și cum ești în visul care îl susții, dar tu nu te duci acolo. Tu lucrezi, plătești, dar de dus se duce miliardarul. Dar tu ai job ca lumea, ai nu știu ce, și ești pleaznă undeva și crezi că, da? Sau e frântură tăiată din minte și e altcineva în loc. Asta e cu vacanțele, cu visele, cu cine rezonează, be my guest. Duceți-vă, nu vă duceți, faceți ce vreți. Bun, ok, acolo. Și o, mai asta e super tare. Așa era, așa era. Și ți-a picat fisa imediat, dar ești, nu. Nu se poate, nu, ei, nu. Îți vine a doua oară, a treia oară în gând că asta e, domne, nu înțelegi, nu. Și tu, deci omul e criminal, face adulter, face tu vezi, tu ești pleaznă, nu știu unde, în visele tale. Miliardarul nu știu care sau care e miliardar, da? Colectiv. Miliardar înseamnă, vibrațional, colectiv. Toată lumea face, lucrează ca furnicuțele și matca, mamă, se duce în vacanță. Ce zic? Ok. Matcul, tată, se duce în vacanță. Bun. Și tu ai visul că te-ai dus în Grecia. Și se duce altcineva în locul tău. Și tu auzi cine a fost dintre ai tăi, cu care după, deja ai divorțat, ai plecat. Deci, tu ai fost cu fostul, ca și cum. Dar tu ești pleaznă undeva, idei noi. Și tu ești în visele alea, da? Dar tu nu ești. Tu ai făcut quantum leap și ești aici, unde lași jobul, familia, și vii aici. Ok. Și zici, femei, odat cu părți, lași mințele. Cred că... Nu cred. Deci, omul zice, dar nu poate fi nu neapărat omul ăla, sub masca lui, cine știi, drag, știi cine era când tu ai asistat la convorbirea aia, da? Tu credeai că tu vorbești cu cineva, ori cineva vorbea cu cineva, dar tu, e colectiv, asta înseamnă colectiv, sub măști, matrioșcă, okay. Și unde ai fost? În Grecia. Și tu erai în Grecia cu fostul tău. Dar tu erai pleaznă de val. Da? Era altcineva. Și auzi. Acum ai sărit în lumea asta, aici. Și spune, apare cineva în viața ta. Ca vecin, ca jumătate, ca prieten, ca prietenă, ca cu cine rezonează, ca coleg, ca și... Da? Cineva spune, am fost cu fiul meu. Am fost cu fiul meu în Grecia, da? Ok, tu știi că ai fost cu bărbatul tău. Ce ați făcut acolo? Nu s-a întâmplat nimic, nu. Nu înțelegeai de ce nu se întâmplă între voi, da? Ai sărit quantum leap? Nimic, domn. Bună dimineața, la revedere, bună dimineața, la revedere. Pentru că mama era cu fiul sau tata era cu fiul. Colectiv se numește. Au fost în concediu, normal, da? La Viena, iarna, când ai fost, da? Zici că nu știu ce. Și la un moment dat, visul tău era să pleci la Viena, la
căsuțele alea de la anul nou și Crăciunul să-l faci la Viena. Și ai plecat la Viena. Dar tu erai pleaznă nu știu unde, magi, înțelegi unde ești, că toate astea colectiv le făcea altcineva în locul tău? Și cine ți-a spus că a fost? Am fost cu fiul meu în, la Viena. Opa! Un tată a fost cu fiul la Viena. Tată 100 de ani, are fiul 50. Ok. La Viena ce ați făcut tu cu fostul tău? Parcă ați încercat ceva. Totuși. Uite adulterul cum a... Nu cred că zic așa. Dar să înțelegi unde ești și ce, despre ce e vorba. Ce se întâmplă cu vacanțele tale. Înțelegi-o? Uite cum îi place ce aude. Important să ai curajul, da? Să nu te bălângă dintre lume, să spui ceea ce simți și să faci ceea ce simți și să fii acolo. Înseamnă că ori nu era tata cu fiul, e adulter, era de fapt tata cu nevasta sau tata cu fosta nevastă, soțul, da? Cu nevasta, bărbatul cu femeia, da? Da? Deci era o pereche. Dar în locul tău. Înțelegi? În locul tău. Până pe parcurs ai tot văzut cum se comportă, cine se comportă. Și tu puteai să vezi tata cu fiul, dar de fapt era o pereche. Era tata care a zis că a divorțat, dar de fapt își ascundea iubita sau fosta nevastă zicând sub chipul copilului sau sub, înțelegi, magie, lumea magică ai vrut să sari, it's this, colectiv ai vrut să înțelegi ce îi, it's this, înțeles unde e? Ok, eu ți-o urla, mai ce să zic, bednă Ioric, bun. Și soarele s-a răsturnat pentru cineva. Pentru cine? Cum nu știi pentru cine? Ai să vezi, ai să auzi. Ai să auzi și la știre, ai să auzi și lângă tine ce se întâmplă. Ai să auzi, ai să vezi ce se întâmplă. Toate ies la suprafață. Se dă peste cap totul ce înseamnă. Ai sărit acolo unde ai zis se oveși tarmașca mea. Totul e cu... invers, cu picioarele în sus, da? Se scutură, da? Cu picioarele sus și cade din buzunar, din tot ce nu credeai că are omul ăsta care a furat sau a făcut ce a făcut. Acolo ești. Da? Femeia, e femeia care a furat ce a făcut. E încuțit. Imperatorul cosește tot. Nu mai urlă la lună. Masca jos, eu de... O bagă în cuțite. Asta cu cine rezonează? Pe ea. Bagă. Doamna nu știu care o încuțitează. Și forța fie cu cel care ascultă.